Continuă seria dezvăluirilor șocante în spitalul de urgență din Ploiești. Imagini incredibile au ajuns astăzi la reporterii noștri. O pacientă a spitalului a fost legată de pat de către asistente. Între timp, tot mai mulți medici își fac curaj să vorbească despre ororile din sistem. 23 de cadre medicale din Prahova s-au solidarizat cu Dan Oprea, chirurgul care a demascat neregulile de la Ploiești și au făcut o scrisoare deschisă. Colega mea, Ana Maria Roman, are însă mai multe informații pentru noi. Bună ziua, Ana! Ce a determinat pe medici să vorbească acum? În primul rând, aceștia declarau că s-a creat un conflict artificial între pacienți și medici, ori acesta nu ar exista, și asta deoarece cadrele medicale de la acest spital fac tot posibilul astfel încât să salveze vieți. Aceștia dau vina pe sistemul bolnav, peste sărăcia din Ministerul Sănătății, care a adus Spitalul Județean din Ploiești aici. Au cerut însă înțelegere și, bineînțeles, mai multe fonduri din partea guvernului. De altfel, a venit și directorul spitalului, care a declarat că problema este tot lipsa fondurilor și faptul că nu reușesc să cumpere tot necesarul de medicamente și ustensile. Astăzi însă se pare că avem primele rezultate ale controlului făcut de cei de la Direcția de Sănătate Publică din județ. Se pare că acest raport a ajuns pe masa membrilor Consiliului Județean Ploiești. Urmează ca aceștia să anunțe primele decizii în urma analizei raportului și e posibil ca acesta să ducă până la demiterea directorului spitalului. Am înțeles, Ana Maria, îți mulțumim!